Orchestra Sinfonică Giurgiu a deschis stagiunea concertelor din acest an printr-un spectacol intitulat sugestiv Mărțișoare Muzicale. Astfel, duminică seara, sala Ateneului Nicolae Bălănescu s-a umplut de spectatori iubitori ai muzicii clasice într-o atmosferă de excepție. Acest concert reprezintă, în fapt, un mărțișor muzical oferit cu multă dragoste, stimă și devotament de către tuturor doamnelor și domnișoarelor aflate în această seară, în această sală, de către Consiliul Local Giurgiu, Primăria Giurgiu, Centrul Cultural Local Iulina și, bineînțeles, alături de un gând frumos, acela ca primăvara să rămână veșnică în sufletul noastră și în noastră. Invitatul de onoare al concertului sinfonic a fost violonistul și dirijorul Daniel Malase, sub bagheta căruia cei 32 de instrumentiști ai Orchestrei Filarmonice Giurgiu au interpretat creații ale celor mai cunoscuți compozitori ai lumii, printre care Mozart, Haydn, Bartoldi, Beethoven și Vivaldi. A avut ca motto următoarele cuvinte. Muzica este totul, muzica este în mine, adică el, în Mozart. Așa că o să vă prezentăm din creația lui Mozart, Sinfonia numărul 41. Spectatorii giurgiuveni au aplaudat fiecare piesă în parte, mai ales că partiturile din concert au fost special alese pentru iubitorii de gen. Prestația Orchestrei Giurgiuvene și a dirijorului Daniel Malase a fost aplaudată în picioare de publicul giurgiuvean, care va mai avea parte de astfel de momente cât de curând. Centrul Cultural Iulvinea pregătește pentru această primăvară alte surprize muzicale de excepție, mai ales că va debuta Primăvara Culturală Giurgiuveană.